Da, bine ați venit la prezentarea cărții mele Rostul Acale Popii Religie Fără Stres. Ideea scrierii cărții mi-a venit anul trecut, cam toamnă, în preajma celebrului de referendum, pentru că mi-am dat seama că pe la noi, deși marea majoritate oamenilor se declară credincioși în creștinie, dintre ei circulă idei foarte fanteziste referitoare la propria religie. Și, din păcate, acest lucru îi face pe cei din afara credinței să devină și mai sceptici decât erau, iar pe cei din interior să fie stresați. Dacă ați văzut pe copentă, sunt trei călugări sau preoți care stau relaxați și fumează pipă pe bancă. Pe meleagurile noastre, o asemenea în fotografie ciudată, poate părea unor chiar o blasfemie, niște preoți care fumează. Însă, vedeți, și acesta e un stres. Orice la noi cercem ce e altfel decât lucrurile cu care ne-am obișnuit după dat, dar din noastre locale, pare ciudat, ba, unor pentru un chiar blasfemator sau eretic, dar nu este așa. De exemplu, în Olanda mi-a povestit cineva că până nu de mult era o tradiție ca orice familie de enoriați să aibă în casă neapărat o sticlă de sfintă și o cutie cu trabucuri cazul în care vine preotul în vizită, pentru că potrivit tradiției de acolo trebuia să ofere preotului un pahar de țintă și un trabuc. În Olanda. Da. Și deci vedeți un lucru care la noi pare ciudat, în altă parte o venerabilă tradiție. De ce nici toate ale popii e o expresie dintr-o zicală românească? Am explicat în prefață de ce asta e legat de un banc cu cineva care folosind principiul ăsta devine relaxat față de de principii de sănătate, însă uneori atitudinea asta trebuie să avem și față de religie, pentru că o să vă întrebați bine, dar de ce religie fără stres? În definitiv, ce stres poate să inducă oamenilor religie? Pentru cei care sunt angajați în trăirea credinței pentru oameni religioși, de multe ori ceea ce se spune și în spațiul public sau de către îndrumători duhovnicești poate să creeze un stres inutil multora. Am dat și astfel de exemplu. Dacă intrați pe blogul religios de pe la noi, o să aflați de exemplu că acum 15 ani, când s-au introdus semnătate pașapoartele electronice, multă lume considera că nu știu ce protecare, pentru că are o combinație de multe combinații de cifre precise, este anticreștină. Și da, tot ce vine de la UE, de la ăia, de dincolo, trebuie să fie neapărat ceva contra credinței strămoșe. De fapt, nu este așa. Am încercat să arăt. Și atunci, cine, ca să scăpăm de astfel de stresuri care, părerea mea este că trebuie să ajungem la adevărata față a religiei. Eu am spus că cel mai bine este să ne ducem la sus, la Evanghelie. Și ăsta e principiul după care putem să ne lămurim, dacă ceea ce auzim de la un specialist religios, de la un lucru, de pe un blog creștin cu sfatul de cuvincesc, dacă trebuie să luăm în seamă sau nu, să mergem imediat la surse, să vedem. Că vedeți, dacă avem nevoie, de exemplu, de un medic sau de un avocat, dacă omul nu e conștiincios și vrea doar să ne ia banii, ne dăm seama ușor că nu e conștiincios, pentru că murim,
sau pe procesul sau așa. În cazul religiei mai subtil, nu ne dăm seama foarte clar ce se întâmplă. Însă, spre deosebire de justiție sau de medicină, în cazul religiei e mult mai simplu să devenim ca noi conștienți de ce se întâmplă, pentru că e mai ușor să aflăm care sunt lucrurile esențiale în religie, după care să ne luăm, ca să avem o spiritualitate autentică și minunată. Și atunci, în cartea mea, am luat pe rând, am toate părțile principale ale creștinismului, adică baza, credințe care e Biblia, așa, crezul în sine, biserica și cultul ei, morala creștină și spiritualitatea. Și am luat în discuție multe lucruri care pot ca stresul din lucrurile și le-am încercat să le demitizez și să le explic. Chiar pe înțelesul unor oameni care nu au avut niciodată legătură cu creștinismul sau cu religia în general, că nu trebuie să fie avut studii de teologie sau să fie prezentat biserica în fiecare zi ca să înțelegi respectivele lucruri. Și eu sper că aceste reflexii o să fie utile pentru ca oamenii să se apropie de religie, dar nu în felul în care se întâmplă în mod curent în ziua de asta, nu? Și care ne cauzează multe lucruri inconfortabile, ci într-un mod mai relaxat, cam cum o fac lucrurile de pe copiat. Eu vă urez lectură plăcută și îmi mulțumesc domnului Miceanu că a acceptat să vorbească despre această carte.